Pleci de nimic, nu te atașezi de nimic. Ce dispare din afară înseamnă că e, bine mersi, înăuntru tău. Am mai zis, senzorii, de-aia proiectezi, ce proiectezi super beton, înăuntru tău cam dispare și atunci trebuie echilibrat cumva, da? Lorena, căutam cuțitul meu. E prin alianță când am trecut, am venit din, de acasă, ca și cum am sărit în altă lume. Aveam cuțitul de la taică meu, l a făcut cineva din închisoare. Avea culori oranj și ro, da, la reină. Și cuțitul nu l-am, da? Telecomanda. Ok. Era roșu cu... ăsta era, n-avea nimic, era prin alianță, l-am primit pentru 20 de ani cât am trecut prin ce am trecut. Ok, mă întorc la origini și cuțitul era, și acum level up, cuțitul era asociativ, lucrezi, ți-aduci aminte și mergi mai departe. Cuțitul era roșu cu oranj, culorile. Și era făcut, era și spart într-un loc mânerul, era trecut prin lupte energetice, da. Și, da, și când am plecat de acolo, acum când am sărit, ăsta a venit cu mine, cu care mai ușor deschideam conservele, adică altul, al doilea, puma. Și puma înseamnă că e chiar energetic, animaluț energetic, care mă păzește din mine și, da. Bun, și cuțitul ălalt l-am lăsat, îl reiau înapoi. Înseamnă astea două. E ciocanul și e tamagavc și hammer. Da? Așa ceva. Da, așa. Scozile de la... nu le arăt. Și tuporișca am cumpărat, era o nouță. Cât am făcut cu ea? Cât am lucrat? Domnule, zici că am lucrat secole. Așa arată. La... știi? Aici. Zici că... ok. Și ăsta la altul, la fel. Bun. Și atunci așa e. Vezi? E așa. Și lupți cumva, da? Foarte tare. Da. Ai level up și e mai greu. Cuțitul a fost ușor. Și acum trebuie să simți greutatea. Trebuie să simți greutatea și tăișul un pic. Adică, încă o dată, cum lupți energetic, cum simți armele? Având grijă să nu te lovești. Tot trebuie să ai grijă tot timpul să nu te lovești, să nu pățești ceva, să nu... Îmi pare rău de cuțit, am tot umblat, l-am căutat, dar înțeleg altfel, uite, a ieșit și soarele. Puma, da? E... se activează din mine și chirdec. La fiecare cum își aduce aminte de unde e, cum e. Și la fel și cu ciocanul, da? Toate... da, frumos. Foarte frumos. Intră între degete cumva, vezi? Joacă-te, joacă-te. Bun, asta e, nu te întristezi de nimic, ce dispare rămâne în tine, aia zi chestia aia musulmană, da. Și șarpele, ăla e șarpele, de fapt, iarăși e din mine, da, cu cine rezonează din tine, dacă ai folosit așa ceva, dacă știi, dacă ai la tine. Cuțitul, da, e pantera, din tine e tigru, e zi cum vrei și acum ai ajuns la așa ceva, da? Să... foarte frumos. Să ți le antrenezi, au și o greutate,
da? Au și o greutate. Au o greutate. Nu mai e ca atunci când eram cu toate topoarele agățate și treceam prin grozăviile islamice, da, musulmanice, dur, dur de tot, dar e și din sângele meu, adică fac parte din, da, din neam, vreau, nu vreau, acolo mi-i drumul, asta e și mi-e tare dragă și, da, și, șlagbaum, s-a deschis drumul, da. Vezi culorile? Astea sunt culorile superbe. Da. Și se deschid drumurile. Drum bun?